Dacă luați titlul, cum o să vă spunem după ce luați titlul? Dacă nu sunteți specialist, cum o să vă zicem? O, știu cum ziceți, spuneți voi ce vreți voi, nu mă interesează să le iau eu titlul și să dau eu artificiile. Veți vedea cele mai multe artificii care ajută, cele mai frumoase din viața voastră artificii, veți vedea. Eu de-abia aștept, credeți-mă. O să vezi, o să vezi. A patra sau a cincea meci din play-off o să fie pregătite artificiile, al patrulea sau al cincelea meci. Și unde le dați? Păi, dar pe acolo, pe Național, la Arena o să le dăm. Aha. Că o să dăm după aia și o să dăm artificii alelalte cinci meciuri care mai rămân, o să dăm la toate. La toate, la fiecare vreo șase meciuri din play-off, la fiecare meci, artificii. Și chiar de jucăm în deplasare, o să închiriem un loc, da, și care să dăm artificii aproape de stadion. De-abia aștept să văd asta, credeți-mă. Deci, o de-abia să vezi, bă, tu, deci o va să fi vezi cel mai mare spectacol care s-a făcut vreodată? Bă, tu o să vezi tu, dar cel puțin acasă, da, toate numai cu artificii. Toate meciurile numai cu artificii. Mai tare decât la Burj Al Arab, că e așa zic, că la Burj Al Arab e cel mai tare foc de artificii de rebelion din lume. O să vezi, tu o să vezi. O să vezi sub Burj Al Arab, o să vezi. A, am înțeles.